Salutare, dragi prieteni! Așa cum v-am promis, astăzi ne-am hotărât să intrăm live să cântăm pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne duceți dorul, pentru toți cei cărora vă este dor să ne auziți cântând. Sunt aici alături de soțul meu, Marian. Vă salut! Și o să începem să cântăm în momentul în care ne strângem mai mulți. Ai întrece? Sunt trei persoane cu ochii pe noi. Noi vă salutăm pe toți și așteptăm să intrați cât mai mulți. Da. Vă așteptăm să intrați cât mai mulți alături de noi. Așa cum vă spuneam, ne-am hotărât să intrăm live pentru că am fost și provocată de prieteni cărora le este dor să mă asculte cântând. Dar a fost totuși alegerea noastră, fiind o perioadă în care stăm foarte mult acasă, sau mai bine zis, numai acasă. Deja ne-a venit dor să vă cântăm. Deja primesc foarte multe mesaje. Livi, hai cu live-ul. Andra, intră pe pagina oficială și o... Așa. Cum spuneam, vă așteptăm cât mai mulți pentru a vă cânta. Am ales să cânt câteva piese din repertoriul meu. O să vă cânt piese mai vechi, piese de care mie mi-este dor mereu. Așa. Suntem deja 70, dar aștept să ne strângem și mai mulți. Pentru că vreau să vă bucurați cu toții de muzică. Sunt convinsă că sunteți în casă. Afară ninge așa de frumos, cam povești parcă. Și profităm totuși și de vremea asta, care nu este prea călduroasă, dar și de situația în care ne aflăm. Și trebuie, suntem nevoiți să stăm în casă, din păcate. Cu toții ne-am dorit să ieșim afară, dar nu se poate. Urmăm instrucțiunile autorităților, pentru că așa este cel mai bine, atât pentru noi, cât și pentru toți cei dragi nouă. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele frumoase pe care mi le trimiteți de fiecare dată. Să știți că noi, artiștii, prindem aripi în momentul în care dumneavoastră, cei care ne ascultați, ne felicitați și vedem că sunteți alături de noi, pentru că până la urmă noi suntem cineva datorită dumneavoastră, celor care ne apreciați, celor care ne ascultați, celor care vă vine dor de noi să ne ascultați. Când vin mai arăt și pe soțul meu, Marian, care este aici alături de noi. Mă uitam cum ninge. Cam povești, cum spuneam. Ninge frumos. Avem aici și miri care au intrat alături de noi și îi pupăm cu drag și ne dorim din tot sufletul ca toate evenimentele să își urmeze cursul, pentru că așa este normal și viața până la urmă să-și urmeze cursul. Deși trecem printr-o perioadă foarte grea, chiar împreună cu echipa TVF Oltenia vă sugeram să faceți ce vă place dumneavoastră mai mult să faceți. Nouă cel mai mult ne place să cântăm și ne este dur să cântăm și de ce să nu profit de faptul că soțul meu și, bineînțeles, împreună cu mine putem să facem lucrul ăsta pentru dumneavoastră, să vă cântăm și să vă facem zilele mai ușoare, pentru că vedeți foarte bine, sunt destul de grele timpurile în care, prin care trecem astăzi. Nimeni nu se aștepta să ajungem să nu putem să ne întâlnim copii cu părinți, frați cu frați, dar asta este. Trebuie să ne adaptăm situației pentru a fi bine mai târziu pentru noi toți. Suntem destul de mulți, suntem aproape 300 și deja o să vă cânt prima piesă. O piesă veselă, pentru că să știți că eu sunt un om plin de viață, pentru cei care nu mă cunosc așa de aproape. Vreau să cânt o piesă veselă, o piesă care mi-aparține și care spune așa: Mândrele din satul meu, este un cântec mai vechi și vi-l dedic tuturor și sper să vă placă și dumneavoastră la fel de mult. Am să cânt câteva piese pe care le-am ales eu, însă să știți că voi intra destul de des live și aștept atât pe pagina mea oficială de Facebook, cât și pe contul meu de Facebook și sugestii din partea dumneavoastră pentru următorul live. Astăzi am ales piese care îmi plac mie și vi le cânt și dumneavoastră. O să cânt o sârbă prima dată. Vă pup pe toți cei care ați intrat alături de noi și pentru micuțele mele, să știți că și mie mi-este dor de toate fetițele, dar o să trecem cu bine peste asta și o să ne revedem și o să cântăm cu siguranță. Până atunci, fetele, învățați cât mai multe cântece. Haideți să cântăm prima piesă de astăzi. Mândrele din satul meu mă vorbesc mică de rău,
vreme și le-ai cam uitat pe ele. Ce stric eu că tu mă placi, parcă în necaz le faci. Când m-ai strâns seara la poartă, cu ce sunt eu vinovată? Ce stric eu că tu mă placi, parcă în necaz le faci. Când m-ai strâns seara la poartă, cu ce sunt eu vinovată? Eu n-am vină că tu vii de trei ori la mine în zi. Și de cinci ori de ai venit, nu te pot ele opri. Nici mie nu-mi poruncesc ca să nu te mai primesc. Mai bine de te-ar uita, că-și fac doar inimă rea. Nici mie nu-mi poruncesc ca să nu te mai primesc. Mai bine de te-ar uita, că-și fac doar inimă rea. Dragostea noastră, neicuță, n-o strică nicio mândruță. Că noi doi am fost sortiți ca să fim nedespărțiți. Să lăsăm vorbele rele, să nu dăm doi bani pe ele. Că ne iubim cum știm noi, nu cum vor oamenii răi. Să lăsăm vorbele rele, să nu dăm doi bani pe ele. Că ne iubim cum știm noi, nu cum vor oamenii răi. Mă bucur foarte mult că vă place acest cântec, văd comentariile. Să sperăm că de ziua noastră, să sperăm că până pe 16 iunie o să fie totul bine și o să putem să ne reluăm viețile fiecare așa cum aveam. O viață simplă, o viață normală și poate acum o să ne bucurăm cu toții și de cele mai mici lucruri. Pentru că, de fapt, frumusețile vieții sunt lucrurile simple, dar noi oamenii cam omitem să le apreciem și ne dorim fiecare din ce în ce mai mult, fiecare cu cât are mai mult, cu atât este mai nemulțumit, din păcate. Poate că asta este o lecție din care trebuie să rămânem cu toții cu ceva și cu toții să învățăm câte ceva din această perioadă. Acum am să vă cânt o horă. O horă care îmi aparține, este o linie melodică compusă de cumnatul meu Cosmin Streață împreună cu soțul meu Marian Streață. Este o piesă pentru toți cei care aveți băieți, o piesă al cărui text îi aparține doamnei Georgiana Ion și îi mulțumesc pe această cale și am să vă dedic și dumneavoastră tuturor celor care aveți băiat. Am băiat și-mi este drag, pentru el n-o salbe fac. Și rău steaua norocoasă, ca să-i dea viață frumoasă. Am băiat și-mi este drag, pentru ei n-o salbe fac. Și rău steaua norocoasă, să le dea viață frumoasă. Băiețelul meu frumos, viața-mi trece cu folos. Cu folos se adună anii, mă împlinești băiatul, mami. Băieții mei frumoși, viața-mi trece cu folos. Cu folos se adună anii, mă împlinești băieții, mami. Lumea are multe fețe, dar mama le-o da povețe. Să crești cu suflet curat, să ajungi cruce de bărbat. Lumea are multe fețe, dar mărini le-o da povețe. Să crești cu suflet curat, să ajungi cruce de bărbat. Băiețelul meu frumos, viața-mi trece cu folos. Cu folos se adună anii, mă împlinești băiatul, mami. Băiețelul meu frumos, viața-mi trece cu folos. Cu folos se adună anii, mă împlinești băiatul, mami. Viața mea o să adune anii care-ți fac un nume. Sănătos să-l porți cu tine, să-l cinstești la fel ca mine. Dar viața mea o să adune anii care-ți fac un nume. Sănătos să-l porți cu tine,
să-l cinstești la fel ca mine. Băiețelul meu frumos, viața-mi trece cu folos. Cu folos se adună anii, mă împlinești băiatul, mami. Băieții mei frumoși, viața-mi trece cu folos. Cu folos se adună anii, mă împlinesc băieții, mami. Dacă... Da? Se pare că soțul meu s-a dezobișnuit deja de cântat, așa că trebuie să treacă această perioadă cât mai repede. Dacă tot v-am cântat de băieții mei, cu siguranță vă întrebați unde or fi. Am reușit să îi adorm pe amândoi, însă Cristian, când ne-a auzit cântând, s-a trezit și este pe aici prin casă, dar i-am promis că las să nu doarmă, numai dacă face liniște să vă putem cânta. Alexandru însă doarme, pentru că el este mai cumințel și îi place mai mult să doarmă. Avem aici foarte multe mesaje, nu vreau să le dau citire pentru că o să am timp după aceea să le citesc. V-am spus, am intrat live doar ca să vă cânt ce mi-am propus eu astăzi. Pentru data viitoare aștept și propunerile dumneavoastră. Cineva strigă pe Mărin. Cine oare? Bogdan. Bogdan, te salută, Maria. Bogdan, stați. Salut, Bogdan, salut. Dacă ar fi după mine, să știți că asta ori în șir și v-aș cânta, pentru că mi-este dor să vă cânt, așa cum v-am spus. Însă, având doi copii acasă, cam greu. Micile, cele care stau cu copiii, știu care este situația. Probabil vă întrebați ce facem noi acasă. Ce să facem noi acasă? Stăm cu băieții noștri în fiecare zi și ne bucurăm de timpul pe care poate nu l-am petrecut întotdeauna atât cât ar fi trebuit cu ei. Ne jucăm, ne uităm la desene, vedem povești, pictăm, colorăm, desenăm, facem de toate, numai să ne treacă timpul mai repede. Gătim, că mai trebuie să mai și gătim. Deși am spus-o de fiecare dată că nu-mi place să gătesc, acum am fost nevoită, stând acasă. Acum să știți că vreau să vă cânt o piesă, pentru că am văzut, ne-au scris oameni care sunt plecați departe de casă, pentru că, din păcate, da, asta este situația. Sunt foarte mulți oameni plecați în străinătate, departe de casă, și piesa asta vreau să cânt și pentru surioara mea și pentru prietenii, pentru Oana, pentru Nicu, care sunt în Anglia. Și totodată sunt de apreciat oamenii care sunt plecați acolo departe, dar totuși, pentru binele celor de acasă, au ales să rămână acolo și nu să vină aici. Deși și cei care au venit trebuie înțeleși, pentru că până la urmă aici au casa lor, aici au familiile, aici își găsesc liniștea, pentru că în această perioadă măcar liniște sufletească să avem. Mădusea seară în sat, se numește cântecul, este un cântec pe care mama mea l-a gândit și l-a scris, iar maestru Nicu Crețu, Dumnezeu să-l odihnească, este cel care mi-a făcut linia melodică. Hai, Maria, îți cântă. Frunzuliță m-a tostat, mă, mă dusă ea s-a răsat, mă, și-un bătrânel m-a întrebat, mă, satul meu de l-am uitat, mă, multă lume pot uita, satul și părinții, ba, niciodată n-am să uit satul în care m-am născut, mă. Multă lume pot uita satul și părinții, ba, niciodată n-am să uit satul în care m-am născut, mă. Niciodată n-am să uit, mă, unde am copilărit, mă, unde am copilărit, mă, și am învățat să cânt, mă. Dar cum aș putea uita poticuța din Vâlcea, fântâna de la Răscruce, unde eu beam apă rece? Dar cum aș putea uita poticuța din Vâlcea, fântâna de la Răscruce,
aș putea eu să uit, mă. Doamne, ce frumos era când venea primăvara și mergeam cu fetele pe dealul cu florile, mă. Ne pășteam uițele și cântam cântecele, iar pe colnic la vale ne ieșau băieții în cale. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi în această zi de primăvară devenită zi de iarnă. Vă pupăm pe toți, vă dorim să fiți sănătoși tuturor și totodată să treceți cu bine și cât mai ușor peste aceste zile grele în care ne aflăm. Că vreau să mă ușor cu tărăuiesc. Nu vreau să zic nimic. Și totuși te provoc să zici ceva. Ce să zic? Îi salutăm pe toți și le urăm multă sănătate tuturor. E cea mai importantă. Nu? Da. Peste două zile vom intra din nou alături de dumneavoastră să vă cântăm. Vom fi din nou live și, așa cum am spus, aștept să ne spuneți dumneavoastră ce vă doriți să vă cântăm, ce piese vă este dor să ascultați. Vă pupăm pe toți să fiți sănătoși și Doamne ajută să trecem cât mai repede și cât mai ușor peste această perioadă. Să ne vedem cu bine și fiecare să își reia cursul vieții normal. Vă pupăm pe toți!